Scorul a fost deschis în minutul 26, când Cerlinca a transformat un penalti dictat pentru un fault în careu asupra lui Ionesi. Cea mai controversată fază a meciului a fost consemnată în minutul 56, când oaspeții au cerut în două rânduri penalti pentru Hens. Buzoienii s-au ales în schimb cu un cartonaș roșu, Ionuț Radu fiind eliminat. Buzoienii au egalat în minutul 60 prin Bardaș. Golul victoriei a venit în minutul 80 după un atac prelungit la poarta oaspeților. Coroam a trimis mingea în poartă cu un șut de la 20 de metri. Bucovina Rădăuții va reveni pe stadionul municipal miercuri la ora 16:30 pentru meciul cu Știința Miroslava din turul 4 al Cupei României. Într-un alt meci din cadrul etapei a treia, Șomus Fălticeni a reușit prima victorie de la promovare, 1-0 pe teren propriu cu CSM Roman. Echipa antrenată de Radu Anania și Dan Dăscălescu a marcat în minutul 90+1 printr-un penalti transformat de Julei. În următoarea etapă, echipa fălticeneană va juca sâmbătă pe terenul formației KSE Târgu Secuiesc.